Salve, Diuțu! După mai bine de 3 luni în care le-am testat, cred că am descoperit microfoanele perfecte. Asta nu este doar o reclamă. Într-adevăr, Syncom mi-a trimis aceste microfoane pentru a le revizui, dar eu nu câștig nimic prin a face chestia asta. Așa că vă spun părerea mea sinceră și, bă, astea merită, mai ales că sunt unele dintre cele mai ieftine de pe piață. Acum, hai să vă arăt ce fac. Sunt foarte, foarte mici în primul rând, după cum bine se vede. Trebuie să fac și-o ca make-up girls de pe YouTube, așa ca să focalizeze cum trebuie. Avem așa. În primul rând, suprafața este cauciucată, așa că oricum ai atinge-o, nu percepe sunete nedorite. Am mai avut noi un sistem de ăsta de la Mirfac care avea o suprafață plasticoasă, așa că cum îl atingeai așa de o haină de ceva, e bine, percepea foarte mult sunetele alea și nu prea erau folosibile. Ei bine, ce auziți acum este fix calitatea acestor microfoane. Vin și cu lavarieră și lavariera o bagi, aici să vă arăt aici, în ele. Am două de astea și Syncom vinde două pachete, și anume un receptor pe care îl avem pe cameră și un transmițător și sunt wireless. Asta înseamnă că pot să fac chestia asta și pot să mă duc pe aici. Are range, apropo, de 50 de metri, așa că putem umbla fără niciun fel de stresuleanu și audio se transmite în real time la cameră și se sincronizează, așa că eu în post nu trebuie să mai fac niciun fel de muncă. Deci mi se pare fucking genial. Funcționează prin Wi-Fi, așa că în anumite situații când, eu știu, este o zonă foarte aglomerată din punct de vedere al Wi-Fi-ului, cum ar fi un, nu știu, un centru de oraș, cum ar fi Barcelona sau Madrid, ei bine, în situația pot exista interferențe, pentru că este un sistem Wi-Fi și nu este 100% reliable, dar în testele mele, să știți că cam 2% din cazuri așa am obținut niște interferențe. În rest au funcționat absolut minunat. Și vin așa, au cablu de încărcare, au toate, o să vedeți într-o secundă și un unboxing la ele. Și nu trebuie să le faci nimic. Doar le-a prins și vreau să vă arăt acum cât de repede se conectează. Avem aici butonul de aprindere și va pâlpâi un LED albastru. E bine, când LED-ul albastru nu va mai pâlpâi, înseamnă că s-a conectat cu receptorul. Hai să vedem acum. Odată, gata, s-a conectat. În momentul de față avem audio din două dispozitive. Tare sau ce? Microfoanele vin în carcasa asta, care este ușor cauciucată, rezistă oarecum la apă și este foarte, foarte moale, așa că le protejează foarte, foarte bine. Și aici înăuntru, bine, microfoanele vin în două configurații, și anume cu un receiver și un transmițător, adică un singur microfon și, bineînțeles, receptorul pe care îl pui pe cameră, sau în configurația pe care eu o am aici, și anume două transmițătoare și un receptor. Asta înseamnă că două persoane pot vorbi în același timp și camera captează audio de la ambele. Deci le avem pe ambele aici, intră foarte, foarte ușor și avem aici un fel de catifea ca să fie moale pentru microfoanele astea. Și suprafața microfoanelor este cauciucată, astfel că chiar dacă le atingi de ceva, nu vor percepe sunete nedorite. Iar aici sus se întâmplă magia, pentru că vine cu tot felul de căblușoare. Acum, avem așa, cablu de conectare la cameră și vine și cu cablu de conectare la telefon, așa că le poți folosi și și. Aici, în dreapta, avem cele mai importante lucruri din punctul meu de vedere, mai ales dacă stai pe undeva pe lângă o apă, și anume windmuff-urile sau mini deadcat-urile. Astea îți permit un sunet grozav chiar și la vânt de peste 30 de km pe oră. În continuare avem o chestie foarte inteligentă, și anume metoda de încărcare, care e asta. Și poate zici, bun, e un amărât de cablu, adică nu-i cine știe ce. E bine, cablul ăsta face ca toate cele trei dispozitive să fie încărcate în același timp, pentru că are decât un USB într-o parte aici, pe care îl bagi într-un încărcător la priză, după care, dacă îl desfac aici, se va ramifica în alte 3 USB Type-C-uri pe care le bagi în fiecare dintre microfoane și receptor. Da, chestia asta mi s-a părut absolut genială, îmi trebuie decât un singur cablu să le încarc pe toate. Mai departe avem lavarierele, deci pe lângă că transmițătoarele au microfon încorporat aici, ele mai suportă și microfon extern, așa că Syncom a introdus aici în pachet și încă două lavariere cu tot cu montură metalică. Asta este montura metalică, la asta mă refer când zic, și lavarierele arată așa, sunt de metal, foarte, foarte calitative, îmi plac teribil astea și au un sunet grozav. Iar ăsta este un mini windmuff, mi-aș fi dorit să vină și cu o drăcie de asta, dar da, sunt și eu un picuț prea pretențios. Ăsta ajută să elimine acele sunete de pop, atunci când vorbești cu multe p-uri așa. E bine, ăstea îți permit să elimini chestia aia și aceste microfoane sunt unidirecționale, așa că nu trebuie neapărat să le orientezi în sus pentru a capta audio, poți să le pui oriunde la gulerul unei cămăși și ele vor capta sunetul din toate părțile. Bineînțeles, avem două microfoane de astea tip la varieră, dar doar în configurația asta cu două transmițătoare.
Uite și pe a doilea aici. Așa, ce mai avem în continuare? Avem și cablu pentru telefon și chiar spune aici, printr-un mic desen, hai să vedem dacă focalizează asta aici, că ăsta este cablu de telefon, după cum bine se vede, microfon la telefon. Pe ăsta nu l-am folosit, dar ai și posibilitatea asta în caz că faci vlog, eu știu, cu telefonul, e bine, poți să le conectezi să obții un sunet grozav. În continuare mai avem o montură de rezervă metalică pe care poți să o folosești să montezi la variera, pe orice tricou, cămașă și așa mai departe. După care mai avem aici o mică unealtă care ne permite să resetăm, dacă eu știu, se tâmpesc cumva astea. Există aici o mică găurică sub care scrie reset. Dacă se tâmpesc astea vreodată, e bine, folosești unealta asta pentru a le reseta. În specificații spune că duce până la 50 de metri range. Eu am testat chestia asta și într-adevăr duce foarte departe. Acum n-am avut ceva să măsor 50 de metri, dar într-adevăr duce mai departe cât avea nevoie. Dar duce în condiții optime, adică undeva pe câmp sau, știi, nu neapărat în oraș. Acum suntem într-o zonă semi-aglomerată și voi testa range-ul. Acum eu nu știu exact când se va întrerupe conexiunea, dar voi merge și fac cum fac eu de obicei, testez și atunci când mă întorc cu spatele. Atât timp cât microfonul, adică transmițătorul, este îndreptat către receptor, ei bine, ele au un semnal direct. Dar atunci când mă întorc, acum pot interveni niște interferențe, fix la întoarceri de-astea. De asta e foarte bine să nu-l ai în buzunar, ci să-l ai undeva capsat pe lângă și el vine, bineînțeles, acolo cu o clemă, așa că e super în regulă. Acum, nu știu exact cât de departe sunt de mica Elina care mă filmează, dar sunt destul de departe, mă vedeți foarte mic, probabil și foarte ars de soare. Și cred că ăsta ar fost testul. Hai să mai facem un test așa de... Vorbim cu spatele, în care băgăm microfonul în buzunar. Uite așa. Acum o să fie un picuț mai greu să transmită direct la receptor. Acum, hai să testăm microfonul încorporat în cutiuța asta. El vine cu un microfon aici, are și o pânză deasupra și microfonul ăsta captează în toate părțile, așa că poți să-l folosești și la interviuri foarte, foarte ușor, gen doar un microfon, două persoane, captează destul de bine atâta timp cât e relativ aproape de persoana care vorbește. El mai vine aici, uite, o să-l scot și acum vom avea audio doar de aici. Vine și cu un wind muff. Asta te protejează de vânt. Noi l-am testat pe 28 de km pe oră, ceva de genul ăsta, vânt, și a protejat perfect. Vine cu clip, așa că trebuie doar să-l orientezi, l-ai apăsat și pac, acum ești protejat contra vântului și ai audio stelar. E bine, pe ăsta îl pui direct aici, pac, și acum ar trebui să avem un audio superb. Se mișcă nivelele? Se mișcă. Se mișcă nivelele, avem audio frumos, ne plimbăm, arătăm, alea. Deci mi se pare soluția perfectă, nu trebuie să-i faci ceva, nu există setări pe care trebuie să le faci, funcționează tot timpul. Vă spun, îl folosesc de peste 3 luni de zile și noi îl folosim pe canalul Chiar e Mișto, pe canalul de vlog. Și acum hai să vă arăt cum funcționează în modul de vlog și cum îl folosesc eu cu Mihaela, pentru că are și ea unul, eu unul și acum hai să trecem pe GoPro. Acum suntem în modul de vlog. Mihaela are un transmițător, eu am altul, și GoPro este acum conectat cu receptor. Așa că wireless transmitem audio în timp real la GoPro și el sincronizează cu video. Partea bună e că aveți un sunet genial. Excelent. Partea bună e că mă pot despărți de Mihaela pentru o secundă la câțiva metri. Adios. Și are audio excelent. Micalina, ne auzi de acolo? Sigur, uită-te un pic la stânga să vezi ce zi faină și ce mare strălucitoare. Pe Micaela a luat o vibe de apă, încă nu este apa atât de caldă încât să facem baie în ea, dar ne face acolo cu ochiul, în depărtare. Ăsta este un alt avantaj, faptul că putem întoarce camera, putem arăta ceva, cum ar fi o fată frumoasă, și audio este stelar, după care putem întoarce și avem audio care se păstrează la calitate. Nu avem niciun fel de stres, le ținem aici, ele au autonomie 8 ore, ceea ce mi se pare genial și se încarcă foarte rapid, în 30 de minute s-au încărcat toate. Așa că le poți folosi, chiar dacă ai nevoie de mai mult de 8 ore, le poți băga într-un, noi așa facem, atunci când suntem plecați, eu știu, pe un travel sau ceva, am vrea noi, pentru că nu există, avem corona, firea mama ei de treabă, nu într-o noi, ci externă? În țară. Cum? Da. Într-o baterie externă. Le conectăm la o baterie externă, atâta timp cât le avem într-un backpack și putem merge și la cumpărători. 30 de minute sunt deja full. Foarte mișto. Atunci când sunt pe pragul de a-și termina bateria, ele vor pâlpâi cu un LED galben, portocaliu, după care dau într-unul roșu. Acum suntem foarte departe de GoPro, l-am pus sprijinit de un palmier și acum vrem să testăm calitatea audio la amândoi la distanța asta. Vrei normal? Să mergem mai departe? Să mergem mai departe? Hai să-l testăm până când se întrerupe. Vale. Să-mi dăm așa cu spatele, deși GoPro văd că stă într-o fâznă, nu știu dacă ne mai captează. Eu sper să ne capteze aici, dar deja acum suntem atât de departe încât nu vedem GoPro, ales fiind la umbra palmierului. Tare și cred că voi nu ne vedeți pe noi. Ia, yeah. Pero ideea e să ne audă. Ne auziți da, bine? Asta e treaba bine? Cu audio.
putem prezenta ceva, dacă suntem pe un travel sau ceva, dacă mergem unde, nu știu. Hai să zicem doar că avem un castel în spate, știi? Exact. Partea bună. Te poți duce la intrare, eu la cealaltă asta intrare. Asta vreau să zic, că partea bună e atunci când unul are camera și celălalt nu contează că merge 5-6 metri mai în față, mai în spate. Si. Ideea e că sunetul e cristal, ceea ce e genial pentru un vlog. A, și putem, pe lângă vlog, putem să facem și podcast. Că tu ai unul, eu am celălalt. Sigur da, că da. Exact. Așa că putem face un podcast chiar mergând undeva. Mi se pare foarte interesant că avem audio foarte calitativ și nu percepe sunetele de la mai mult de câțiva metri. Adică, ce, așa am descoperit noi. Dacă trece o mașină, hai să zicem, la 10 metri, hai că poate se aude un picuț. Dar dacă e o mașină la 20 de metri, aproape nu se aude deloc. Așa că îți izolează. Acum sunt niște papagali pe aici care zboară, nu știu că se percep pe audio, dar ce vreau să spun e că izolează foarte bine sunetul din preajma lui. Deci hai să zicem cam la un metru așa, dacă ești, ai sunet excelent. Peste e cam încet și nu prea înțelegi ce se zice și de multe ori asta vrei, vrei ca sunetul tău să fie foarte clar. Ca să vedeți cum arată receptorul montat pe cameră, cam așa arată, foarte, foarte micuțel. Ăsta este un Sony A7 III, l-am testat și cu un Nikon D750, el fiind un DSLR, nu un mirrorless, și funcționează perfect. Deci este un sistem foarte, foarte versatil. Micuțel, aici sus nu ai treabă cu el și se poate încărca și în timp real. Așa că dacă vrei să-l bagi la cameră, să-și ia curent de aici, merge și așa. Cât noroc să ai! Oh my god! A dat cu noroc în tine, de aici de sus. Avem șervețele mele? Nu! Ia repede faia de palmier! Dar știi ce? Dă-mi camera! Dă-mi camera! Așa, să continuăm aici până când Mihaela găsește o soluție la noroc. Hei, trebuie să ne luăm un loz acum. Deci trebuie să ne luăm ceva la loto. Da, ne-am pus sub palmierii ăștia pentru a ne acoperi un picuț de soare, dar se pare că și papagalii aveau același plan. Și da, avem aici cablu, frumușel și altceva nu mai trebuie. Încă o dată precizez, eu nu câștig nimic că vă spun vouă de chestia asta, doar că mi s-a părut super, super interesantă și sunt niște microfoane gorgeous. Așa că pentru o soluție de audio wireless, nu știu dacă există sisteme mai bune la prețul ăsta. Prețul este 169 parcă, bineînțeles că Rode acum, de exemplu, a scos Rode Wireless Go 2, dar este dublu la preț și nici măcar nu vine cu atât de multe accesorii. Asta m-a cam dezamăgit, sincer. Mai sunt și alte sisteme pe piață. Noi am revizuit altele, tot wireless, la 300 de euro. Duble decât astea. Iar astea sunt net superioare și calitatea audio, conectivitate, dimensiune, de toate. Mult peste celelalte. Dacă vreți să le vedeți în acțiune, noi le folosim pe canalul nostru de vlog Chiar e Mișto, linkul în descriere și am pus un link și către ele. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, detalii un pic mai tehnice pe care le-am omis eu acum. Iar până data viitoare, sper că v-a fost de folos acest review și noi v-am salutat. Pa, pa!